Această rubrică este prezentată de Sanador. Chirurgia glandei tiroide este cea mai frecventă operație endocrină și se referă la o procedură chirurgicală prin care jumătate din tiroidă, ceea ce se numește lobectomie, sau toată glanda tiroidă, ceea ce se numește tiroidectomia totală, urmează să fie îndepărtate. Cea mai frecventă indicație pentru astfel de operații sunt nodulii tiroidieni. Nodul tiroidien care par suspicioși pentru malignitate continuă să aibă nevoie să fie confirmați și atunci se face o biopsie cu ac subțire. O altă indicație pentru chirurgia tiroide este hiperfuncția tiroidiană. Se numește boala Basedow, tradițional este o situație în care sistemul imun stimulează glanda tiroidă să funcționeze excesiv și atunci persoanele se prezintă cu semne clinice la un medic care diagnostică această condiție și care declanșează un tratament medical la început, nu chirurgical. Mai mult de jumate din pacienți însă nu reușesc să fie controlați pe termen lung doar cu medicație și le trebuie un tratament definitiv. Există un grup de oameni care ajung să aibă chirurgie tiroidiană, ca să zicem un al treilea grup, în care glanda tiroidă s-a mărit în volum, se numește gușe. Doar că ai o gușe nu înseamnă neapărat că trebuie să ți se facă o operație. Dacă o operație e făcută pentru a rezolva simptome care afectează calitatea vieții pacientului. Odată ce ai nevoie, întrebarea este cine să mă opereze. E de dorit să fii operat într-o instituție în care operația se face în mod regulat, cu un chirurg a cărui experiență anuală este suficient. Se crede în cadrul profesiei noastre că numărul minim de operații de tiroidă ar trebui să fie mai mult de 20. Tradițional facem chirurgie deschisă cu o incizie la baza gâtului despre care putem discuta în funcție de particularitățile fiecărui pacient. Pe termen lung nu există complicații dificile ale chirurgiei tiroide pentru că se poate înlocui cu o pastilă ce tiroida făcea. Deci, să recapitulăm, ne trebuie o indicație clară. De aceea trebuie discutat cu un om care este confortabil să discute acest domeniu și care are o experiență profesională anterioară. Ne trebuie o indicație foarte bună în care doctori din diverse specialități, radiologie, patologie, endocrinologie, vor ajuta pacientul să ajungă la chirurgul respectiv și după aceea trebuie să existe o interacțiune umană între chirurg și pacient în care să se înțeleagă onest ce riscuri există și ce eforturi se fac pentru a minimaliza aceste riscuri. Această rubrică v-a fost prezentată de Sanador.